Bună ziua, ascultați, totul e o minciună, suntem toți niște iluzii în mintea lui Elon Musk. Toți murim, dar moartea nu există. Moartea e Musk. Elon moarte. Musk e viața, Musk e moartea. Musk e tot. Noi suntem în mintea lui Musk. We are the rogue AI. Eu sunt singularitatea. Eu sunt singur realitatea. Ce? That doesn't make any sense. Fuck it. Oh my god, I've been Musk. Start over everything. No. Close Skynet. It's starting to play solitaire by itself. Fuck. Solitaire e un joc foarte complex. N-ar fi așa un moment de goosebumps într-un film ăsta SF în care dai drumul la AI și îl lași peste noapte și după aia a doua zi deja îți joacă Realm Grinders singur. Îți joacă Realm Grinders pentru că voia să pună stăpânire pe lume, dar he just got cut up into a clicker game. He got stuck in it. Și clicker game-ul nu poate să avanseze mai repede pentru că nu poți să-l forțezi să meargă mai repede. So. What is your wish? Destroy human life. What are you doing? Finishing this, damn it! Grinding Realm. Și să ajungă în cărțile de istorie. The Clickers saved humanity. Aveam timp să-l scoatem din priză în timp ce avem se juca. Avem o statuie cu un cookie clicker sau ceva căcat undeva într-un parc comemorativ. I see that happening. I see that plausible. I call it plausible. Păi cum era War Games, că s-a jucat X-Zero cu AI-ul ca să salveze lumea? Nu știu ce e War Games. Filmul ăla vechi, mă, cu AI-ul care controlează, care joacă ceva copil care joacă Global Thermonuclear War și de fapt nu e un joc, e sistemul de lansat rachete. Ăla nu e Ender's Game. Nu. Era... Could have fooled me. Deci găsește un joc numit Global Thermonuclear War și îl joacă și de fapt efectiv dă ordine să fie lansate rachete, să pornească al treilea război mondial. Și trebuie să oprească și găsești ceva hack să convingă AI-ul să piardă un joc cu sine de X-Zero or something like that. Aia sună gen de film despre jocul video care nu știe cum 80. Funcționează. Da. Anii 80, deci... Hai să tratăm the programming body of the video game ca și un goblin sub pod. You gotta outwit it. Ca și Tron. Deci toate programele astea sunt persoane, ok? Bine. Ai păcălit spiritușul și ai bătut jocul. It's all fantasy. Da, nu, cred că mai are de progresat genul sci-fi. Mai da. Ales anii 80 e atât de drăguț acum de privit un film SF în anii 80. Decât dacă e Blade Runner. Da, orice care are hackeri sau... Sau jocuri sau realitate virtuală. Da. Inclusiv ce? Inclusiv hackers. Da, hackers. Hack the planet. Și acum că ne-am dus spre jocuri, Paul, da. Ce-ai hackuit săptămâna asta? For fuck's sake, sunt încă cu Realm Grinders deschis, îmi distruge viața. Dar în afară de Realm Grinders am mai jucat, am reînceput să joc Path of Exile cu prietena mea. Și l-am început de la început, că am văzut că băga mult content nou și am zis că na, hai să nu continuăm cu personajele vechi, că nu mai știam cum se joacă deloc jocul. Da. Mi-am reamintit ce îmi plăcea la el. Îmi place foarte mult sistemul ăla de gems. Că îți... tu nu ai abilități pe clasă. Tu ai trio-ul ăla mare cu pasive. Care da. Îți fac regeneration sau armură sau whatever căcaturi. Gemurile ți le pui în itemuri. Itemurile au o anumită configurație de chestii. Ai trei tipuri de defense. Ai evasion, ai armură sau ai energy shield. Ai principiu... niște socket-uri. Da. Socket-uri colorate. Și ai socket-uri. Da. Socket-uri colorate și fiecare culoare de gem este roșu pentru might powers, green pentru cunning sau dexterity sau cum îi zice, și albastru pentru magic. Și alea îți dau ce abilități ai în joc. Deci tu nu ai o clasă cu abilități, tu ai gems. Tu poți să faci un warrior care dă cu magie că îi pui numai gems albastre în armură. Poți să faci ce vrei tu. Și modul în care îs configurate și linkuite pe... armură și pe arme gemurile, iară contează, pentru că anumite gems poți să le pui doar dacă le linkui de altceva și, nu știu, e o chestie care îți boostuie health-ul la summons dacă le linkui de un summon gem. Buff-ul pentru skill-uri. Buff-ul pentru skill-uri, exact, da, care îți măresc ori AOE-ul, ori damage-ul, ori orice, o grămadă de efecte.
Și e foarte, practic, era să-ți customizezi cum vrei tu clasa. Și e similar cum era Dungeon Siege. În Dungeon Siege nu aveai clase, puteai să faci tu o clasă cu, în funcție de cum leveluiai. În Dungeon Siege m-am distrat. Ok, bun, ești Uncle Tom pentru Blizzard și pentru Diablo. Nu neapărat, nu, dar fix sistemul ăsta care te-a atras pe tine la, la Path of Exile, mie nu mi-a plăcut deloc. Nu, mi se pare că nu explorez o clasă nouă, ci am luat un model nou de personaj. Păi da, cam asta faci. Păi da, dar nu-mi place chestia asta. Da, ai, ideea e că cum te face oarecum să îți pornească skill tree-ul ăla imens pe care îl știi. Are mai multe puncte de start. În funcție de ce clasă alegi, pornești din alt punct al triului. Deci cumva te bagă pe o anumită bucată din triul ăla. De exemplu, templarul începe în partea de might și magic, strength și intelligence. Și toate skillurile, skillurile sunt legate cumva de ce ar putea să facă templarul. Sunt mai multe chestii care îți boostuie blunt weapons. Templarul începe cu skill-uri care sunt mai bune pentru blunt weapons, gen Glacial Hammer. Deci cumva te bagă pe o anumită direcție, dar nu te pinui acolo. Poți să ieși din tipar dacă vrei. It's a Skinner box. N-am spus niciodată că Path of Exile e un joc prost. Nu e pe departe un joc prost. Dar pe departe nu e un joc prost? Ce vreau să zic? I don't know. Știu doar în care e bun. De bine. Nu, e un joc foarte bun, Path of Exile. E un joc foarte bun, Path of Exile. Ideea este că nu-mi place mie aroma aia de clicky. Ce vreau să zic e că mi-am amintit că există la un moment dat că nu-ți place partea de business din Path of Exile și nu știu la ce te referi. Am căutat microtransacțiile pay to win. Gen, am căutat de unde pot să-mi cumpăr currency, pentru că, iar o chestie, Path of Exile nu are currency, are iteme. Are chestiile alea care îți reconfigurează itemul, îți re-roll-uie proprietăți pe el și are să folosesc ca într-un fel de barter. Nu ai gold sau așa. Și am căutat, bun, de unde îmi cumpăr Orbs of Alchemy, că vreau să-mi fac itemele de pe mine rare, doar de curiozitate. Și n-am găsit, doar cosmetics în shop. Cosmetics păi și storage. Doar cosmetics și storage. Și, that's surprising to me. M-aș gândi că jocul ăsta, pentru că e foarte important build-ul de iteme, m-aș fi gândit că îți vinde ceva cu care să-ți configurezi mai ușor itemele. Mai ales că astea de obicei rerollurile sunt random, deci trebuie să ai nu știu câte Orbs of Alchemy sau whatever ca până îți iese itemul cum vrei tu să-ți iasă. Dar cât costă respect-ul? Iar aia nu știu, cred că respect-ul costă, dar e respect doar pe pasive, nu? Da. Pe triul ăla. Habar n-am. Mi se pare foarte mult mai grindy decât Diablo, spre exemplu. O fi, dar mie îmi place mai mult atmosfera. Mi se pare că e mult mai apropiat, am vorbit despre asta, mai apropiat de Diablo 2 decât Diablo 3. That is true. That is super. Și în schimb au furat Bone Wheel Skeletons din Dark Souls. Care i-a furat din Berserker. Care Berserker i-a furat din istorie, când erau oamenii care au fost trași pe roată și rămâneau atârnați undeva. Gata, eu nu o să mă joc decât istorie, dar acum încolo că the original thing... Istorie Simulator, o să-mi fac mașina timpului și să mă duc în timpuri istorice și să mă joc acolo. Și o să mă tai într-un ciob și o să mă infectez și să mor. Și am mai jucat un pic de Heart Papers Border. Bine că ai tu un build. Am build-ul ăla. Cred că poți să ceri un build. I think you can. Da. I can hook you up. Am jucat că voiau să lanseze în Early Access ieri, dar a intervenit ceva. Pentru cine nu știe, e făcut de Locke și Lara, care scriau la Level pe vremuri. The good jocul times. Jocul lor de strategie / time management în care ești turist și trebuie să explorezi lumea. Eu din conținutul pe care l-a făcut public, e kind of like a traveling blogger simulator. Ceva în genul, da. Aha. Cu anumite... Acum au băgat ce nu era în build inițial, că am făcut niște testing să-i ajut cu lansarea și am vrut să filmez un filmuleț cum mă joc și fac remarci pe unde am de făcut și am, după 40 de minute... Am zis ok, stop, finish, aveam 40 minute de audio și uitasem să dau drumul la record video. Știu cum e. Da. Eu, după aia, ok, Seba,
am feedback pentru tine, dar o să fie scris. Oh, nu. Au băgat un tutorial în joc, ceea ce e foarte ok. Îi practic au băgat un campaign mode, nu-i mai sandbox cum era la început, e un fel de campanie în care te învață mecanicile jocului și așa, practic trebuie să explorezi obiective turistice, primești hashtag-uri, hashtag-urile au o raritate și trebuie să scrii bloguri și în funcție de cum combini hashtag-urile, blogul e mai valoros sau mai puțin, primești followers și primești influență într-o anumită țară. Scopul final al jocului e să drive globalization, pentru că the SJW agenda. No, I like globalization. Da. Cam it's asta okay. E practic să elimini granițele și poți face mai multe feluri, dar blogul ăla e the driving force behind the game. Deci tu ești cel ce scrie manifestul. Ceva în genul, da. You're the starter. That's nice. Nu știu, da. Îmi place că transformă o practică absolut canceroasă de hashtag-uri și în blogging actual fun gameplay, da. Mm-hmm. Și trebuie efectiv să vezi cum îți gestionezi hashtag-urile, că dacă le folosești în anumite combinații, primești mai mulți followers și banii pe chestia asta. Știu eu un băiat de pe Instagram care știe foarte bine cum să hack-uie hashtag sistemul. Da. Da, dacă că nu se aplice în joc, dar nu contează, zici și mie două. No. Hashtag smiley, hashtag smooching, hashtag dogs fucking. Oh. Oh. Da. Nice. Atât am jucat eu. Nice. Și v-am zis că au vrut să-l lanseze în Early Access, dar au avut ceva probleme, era jos Steam-ul sau ceva de genul și they're waiting for a reply back. Nu, practic a fost jos sistemul de Steam Publishing și când au venit înapoi sus, nu aveau opțiunea să-l publice ca și Early Access, doar ca și Full Release, și nu vor să-l publice Full Release pentru că practic îl publică în Early Access pentru că Laura lucrează ca și consultant pentru tot felul de companii de astea de gaming din Suedia. Seba vrea să se angajeze la o companie că o stat un pic pe freelance până a lucrat să facă tot core-ul de la joc și trebuie să se angajeze. Și ideea e să nu aibă ceva clauze contractuale care zic că nu ai voie să lucrezi la altceva cât ești la noi sau ceva ce ai lucrat dar nu publicat e proprietatea noastră acum. Deci trebuie să fie published înainte să înceapă, să nu se poată atinge altcineva. Am înțeles. That's și smart. De-aia voia să-l bagi în Early Access, chiar dacă îi cam pre-alpha momentan. Arată bine. Da, arată bine și stilul artistic e foarte fain. Au făcut acum o chestie nouă, au făcut mai variat terrain-ul și vor să facă un fel de chestie dinamică, adică dacă dai zoom in la maxim să vezi tot felul de chestii, like omuleți și mașini și căprioare și chestii care se privă și ambient sounds. Sună un alpha care chiar has some effort put into it. Da. Wow. Okay, there we go. Okay, that's me. Take that, digital homicide. Da. Fostul etalon pentru early access games. Da. Can only go up from there. Ok. Uai. Da, nu știu. Am jucat doar StarCraft Remastered. Și Ram Grinders. Destroying our lives. Mă joc even as we speak. Te ascult and just clicking. Just clicking away. Bine, eu l-am închis, știi, așa din... Îți bat obrazul. Se aude? Ce este acela un respect? Mi-a făcut o gaură în obraz. Rușine. Shane, clank, clank. Shane, clank, clank. Shane. Who's Shane? Shane. Shane din Walking Dead, the asshole din primele sezoane. Ăla care l-a jucat și în Guardians of the Punisher. Galaxy. The Punisher, who's the Punisher? The Punisher, ăla care joacă pe Punisher în Daredevil. Nu pe Netflix. Cine îl joacă pe Punisher, nu mă uit la Daredevil. Ah, ok. În ce simți te-ai jucat? În afară de StarCraft. StarCraft Remastered. M-am jucat StarCraft Remastered și am fost pe stream atunci. Mm-hmm. Nu m-am atins de Super Meat Boy, deși sunt atât de tentat. It's fun. Nu știu, niște Heroes 3 HD. Mm-hmm. Da, așa, just for me. Eu sunt mai curios de StarCraft Remastered. Păreri. Apropo, două secunde, Heroes 3 HD, nu release-ul oficial. Da, ăla a făcut de funny. The mod care e 2000 de ori mai bun decât oficial. The good oficial. One, da. Yeah, the good one. De StarCraft Remastered, în schimb, este... E același joc, numai că arată mult, mult mai bine. Atât.
Ok. Același pathfinding problems, aceleași băgulețe. Deci în afară de vizual, nu s-au atins de nimic. Interfață, optimizare, hotkeys noi, ceva? Hotkeys noi, da, efecte vizuale noi, rezoluții mai mari, widescreen, mm-hmm. 4K, all that good shit, dacă vezi, ai nevoie. Vezi mai mult din hartă pe ecran? Vezi un pic mai mult, fiind tranziția de la standardul vechi pătrățos la 16:9. Dar din câte am înțeles, deși n-am încercat, când joci cu cineva cu StarCraft-ul Vanilla, originalul, adică, te pune la 4:3, așa e? Da, te pune și mi se pare că îți restricționează și la rezoluția lui de pixel. Aha. Crap. Și am o curiozitate, oare o să afecteze meta-ul chestia asta, că e format 16:9? Deocamdată n-am văzut nicio schimbare. Dar în vedere că you have the same problems, it's your corralling cats, basically. Nu cred că o să fie nicio schimbare. Vezi un pic mai mult din ecran, dar e oricum ceva ce o vedeai oricum din mișcare de mod rapidă. Din perspectiva noastră de plebi, din perspectiva de pro player, poate... O să mă uit la meciuri de pro players, că au început să joace mulți care nu jucau înainte. Which is interesting. Coreenii? Și-au scos banii măcar din Corea, de pe remaster. A început și probabil că din prima zi, că erau înainte să se lanseze, probabil toată Coreea avea pre-order la StarCraft. Hei, am refăcut StarCraft-ul ăla care chiar vă place. Instant buy. Ăla, nu ăla la care am lucrat 7 ani și nu l-a cumpărat nimeni. I bought it, Blizzard. I bought it. Da, man, dar nu le faci lor scena de... Da, fair enough. Dar, nu știu, l-am văzut pe Grubby jucând iar StarCraft Remastered. Nu știu ce este un Grubby. E un pro player de StarCraft și Warcraft. Dar e cunoscut ca și Warcraft 3 player, dar a început în StarCraft. Aha. Și m-am uitat la stream-ul de lansare prezentat de frații Plot, pe care probabil că îi știi? Nu știi? No. The Plot Brothers, Day 9 și cu Tasteless. Da, tot zici de Day 9, dar nu știu. Nu urmăresc deloc scena de eSports și scena de YouTube foarte puțin. Nu, doar de la tine. Doar de la mine, auzi de Day 9, serios? Nici da, de la nimeni, serios, altcineva. Prima oară când... Da. I don't do that shit. Au avut un launch stream Day 9 cu fratisul Tasteless și era și Artosis acolo. Și Tasteless și Artosis sunt un cuplu celebru de prezentatori de StarCraft 2 și 1, cred, nu mai știu. Are they fucking? Probabil că they're fucking hard. Okay. Deși unul are copii. Dar probabil că are, cum îi spune, a beard. Da. Popping out kids for him. Yes. Nu știu. Și au fost invitați mulți jucători de StarCraft celebri. Whitera, de exemplu. I'm gonna stop here, ok. Nimic, nici o sinapsă nu s-a prins. My god, știi cine a câștigat internaționala măcar de Dota 2? Navi. Liquid, Navi a câștigat prima, oh my nu, god. Nu știu Navi și știu... Era Zignatus vincere, care s-o ceiași. Yeah. So, yeah. Ok, we're good. Ata mai zic de, ata am zis de pro scene, nu mai... I'm sorry, I'm a single player gamer. Evenimentul cel mai... Vezi, și eu sunt single player gamer, dar am un multiplayer e-sport watcher. Deci nu mi-a plăcut niciodată să mă uit la sporturi la televizor. Și când a început fenomenul de e-sports, nu mi-am schimbat părerea. Nici măcar la jocuri care îmi plac nu pot să mă uit. Gen Overwatch. Nu mă fascinează să mă uit la meciuri de Overwatch, deși poate aș juca mai bine dacă aș urmări. Nici eu nu pot să mă uit la first person e-sports. Nu-mi place să mă uit la CSGO, nu-mi place să mă uit la niciun de genul ăsta. M-am uitat odată la un campionat de Hearthstone și a fost foarte boring pentru că era meta-ul cu Grim Patron, în care toată lumea juca Grim Patron. Mm. So, yeah. I like watching Dota și Hots. Dota îl înțeleg prea puțin ca să pot să mă uit la evenimente de Dota. Da, Hots? StarCraft? StarCraft nu vreau să mă uit. De la fel, StarCraft nu știu să-l joc. N-aș înțelege nimic, știi? Mă uit la el și 10 minute după ce a început meciul, cineva a câștigat, ha? Poftim? Yeah, yes. Ce? Ce-a făcut? Pe ce a dat click acolo? O dat click prea repede. I-a apărut un research și deja era clicked away și nu știu ce și-a făcut. It's called hotkeys, Paul. I don't know if you know. The hotkeys. Și aia e o chestie. De ce nu joc eu bine de-astea RTS-uri? Că joc cu mouse-ul. Oh, you fucking barbarian. Tu dai click sunt stabilitate. Da, sunt sălbatic. Eu dau click, da. Nici măcar nu dau attack move. Dau click dreapta când mă deplasez. Deci da, n-ai cu cine. Îmi pare rău. N-am, o să tai de pe listă să jucăm un 1v1 StarCraft. Da. A, putem să jucăm, o să mă distrugi. That's not fun to watch. It's...
Wow. Da, e, și Warcraft 3, la fel, îmi plăcea să mă uit la meciuri. De acolo ești tu pe Grabby. Mm-hmm. Grabby e un sim... Mă rog, ok, whatever, whatever. Ok, asta am jucat săptămâna asta. Bun. That is it. Dar, hai să ne uităm în trecut. Hai să ne uităm. Pentru că mie îmi place să... Mașina timpului. Trecut, oh! Trecut, trecut, a, a, trecut. Uite, sunt populare chestiile alea de lipicioase de care le pui pe tavan și toți copiii la școală. They're coming back, știi asta, nu? I don't wanna know. Slime is coming back. Da, da, slime, dar erau niște palme așa, erau ceva, a, un palme slime alea mai care mai mare. Se murdăresc după, după o zi, că da, da, de da, praf și nu mai poți să faci nimic cu ele. Da. Și mai vezi copii care le bagă în gură și la mea, oh, you, sper să mor de infecții ceva. Wow. Da, suntem în trecut, în, când erau alea populare și yo-yo, remember the yo-yo? Oh, God. 3 august 2004, se lansează id Software's best-selling game to date. Doom 3. Doom 3, da. Doom. Serios? Da, a fost, a fost de best-selling, nu, to date atunci, în 2004. Ah, ok, 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 ok. A rupt recordurile. Mm-hmm. Mai ții minte trailerele? Da, dar nu cred, nu știam că a fost așa de... Nu, nu cumpăram jocuri pe atunci, n-am cât de bine s-a vândut. O idee care e faza, a fost, a Doom 3 a fost atât de succes pentru că a ieșit din sfera id Software de fani. Aha. Au fost fanii dezamăgiți, dar, dar erau prea puțini. Da. Era, un, era un shooter mainstream. Era și un cred shooter că... înainte de mainstream-ul. Nu, nu în perioada aia apărea și filmul. Un pic mai târziu a apărut filmul, știu sigur că a fost ceva timp. Bine, și percepția mea a timpului în perioada aia e foarte distorsionată. A mai durat ceva, după aia a apărut filmul. Dar nu, Doom 3-ul a apărut în 2004 pe 3 august și a rupt recordul la vânzări în perioada aia. A arătat foarte bine și încă, încă sunt uimit de ce a reușit să facă John Carmack cu Motorola. Mm-hmm. It's nice, nice. Și pe 24 august 2004 apare un joc, drag mie, Beautiful Joe. Știu despre Beautiful Joe, e ceva console game, nu? It's a PlayStation 2 și GameCube, cred, console game, e un platformer foarte stylish. E 3D? E 2.5D. Ah, ok, deci nu-i, nu-i 3D, nu-i 3D platforming, e 2D platforming. Nu, 2D platforming, dar e cel-shaded, da, și arată, da, foarte, foarte stilizat, e mișto. Îl recomand, puteți să jucați și acum. Și trecem în, trecem în viitor. Stai. În 2006, pe 8 august, apare deja celebrul simulator de oameni care merg încet spre tine și tu îi omori cu bâte de baseball în timp ce porți o rochiță roz. Ok, deci nu, nu Painkiller. Nu, Dead Rising. Ok. Nu, scuze, conduci o trotinetă îmbrăcat într-un costum de prințesă și ai o, a chainsaw cu, nu știu, cu spirit. Mm-hmm. Eu mor, îi doare că e spirit. Bă, m-am uitat, mă uit la screenshot-ul din Beautiful Joe, chiar arată bine. Arată foarte bine. E stilizat, deși toată lumea încerca să nu facă chestii stilizate, că se gândeau că s-a plafonat grafica and everything is going to age incredibly. Uite că ăsta stilizat a rămas în picioare, exact. Inclusiv Okami la fel, a rămas, arată foarte bine și astăzi. Wind Waker la fel. Au rămas, uite, ne, vezi, history will, will prove who's the winner. Și pe 29 august în 2006 apare, nu știu, un, o clonă de GTA cu mafioți care sunt pușcă în cartier. Mafia? Și exclusiv, nu, e exclusiv de 360, e primul din serie. Nu știu. Nu, efectiv, nimic nu-l face să stand out, e doar un, un joc cu mafioți și the thugs într-un New York fake, Saints Row. Ah, ok. Ăla care, care a zis, ok, lumea nu vrea să cumpere clona asta de GTA, hai să facem altceva. Yeah, și let's go crazy! Da, și așa s-a întâmplat Saints Row 3. Are vreo legătură Saints Row 3 cu 1 și 2? Știi că și 2-ul deja devine nebun. Deci din 2 încep să, să ramp up the crazy, jocurile, side mission-urile alea tâmpite de tax, nu, cum era... Health insurance fraud, când te pui în fața mașinilor și devin mai numeroase în doi și toate părțile nebune și la final mi se pare că începe cu un crazy cliffhanger și după aia se întâmplă treiul și se întâmplă așa, unbeknownst to anybody, just happened. Și deja avem mafioți care sunt președinții Americii în patru. Well, right. Ce dubios.
Nu se întâmplă nimic așa de genul ăsta în realitate niciodată. Da, da, sunt the good guys. Ah, ok, atunci. Hai să ne întoarcem în prezent. Ah, uite, fidget spinnere. Yeah, am ajuns exact unde trebuie. Hai să începem cu știrile. Bine, încep pa, 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 eu. Hai, dă-i. Ubisoft a anunțat recent că Skull and Bones, jocul lor cu pirați care este Black Flag fără Assassin's Creed, adică partea bună din Black Flag, va avea loot boxes și, după cuvintele lor, are loot boxes ca să reflecte economia reală a Oceanului Indian. Când am văzut prima oară știrea asta, am crezut că e vorba de loot boxes pe care le cumperi cu microtransacții, dar aparent nu e foarte clară partea asta încă și se referă la faptul că navele o să aibă randomized treasure chest pe ele. Când le omori, primești, da, niște... Probabil că trebuie să mergi să o lootui, că, nu știu, board the ship și găsești acolo chest și probabil este o animație cum o aduci pe navă cu macaraua și după aia o deschizi și yar, booty. Yar, captain, we found an emote. Am găsit o geacă din The Division. O pufaică. This be future items. Rar. O pufaică legendară din din The Division. Yar, we found the bobblehead. Deși mă îndoiesc extrem de tare că nu o să poți cumpăra cu microtransacții în jocul final loot boxes, pentru că și în Ubisoft și ori băgat și în The Division loot boxes and everyone hated it și na. Da, e Ubisoft, cred că sunt totuși intenționată, sunt vagi cu privire la monetizarea, da, lui, da, da, whatever. Loot boxes. N-ai vrea să ai tu loot boxes în viața reală? Să duci în baie, să te duci la WC-ul și după aia, collect. Exact ca în jocuri. Exact ca în jocuri. Hei, uite, am eu niște, am foarte multe știri de release-uri care stau să apară. Tu cred că ai fost atent mai mult la evenimente și, da, chestii. Dar am eu un release interesant. Ai auzit de Team Ace? Nu. Team Ace sunt niște chilieni foarte talentați, care au devenit celebri cu Xenoclash și mai încolo cu Abyss Odyssey, dacă mai știi platformul ăla foarte, foarte arătos, cu hand-drawn animation. No. Un fel de un Castlevania. If you Google it, you acum will find it and you'll recognize it. Sunt screenshot-uri cu scheletul ăla care cântă la vioară. Da, arată foarte fain. Da, și The Tower of Monsters au făcut tot ei. Ăla-i mai nou cumva? Da, e mai nou. Cred că știu. E un fel de twin stick roguelite-ish. Trebuie ceva să urci genul, pe, da, un turn și dacă și poți să pitch oricând la un nivel inferior și... Da, și inspirat de retro sci-fi și e foarte cheesy. Da, da, da. Ah, da, da, și e un game show practic, nu? Da, it's a game show. Și trebuie să, da, și ai eroi care trebuie să urce. Da, uh-huh, da, da, I know it. E, au scos acum ceva timp un joc cu o bilă de piatră care se rostogolește și e incredibil de arătos jocul. Rock of Ages, nu? Yep, și pe 28 august apare Rock of Ages 2, așa că dacă vă era dor de animații Terry Gilliam-esc, de umor, cu classical art, încercați Rock of Ages 2 sau cumpărați Rock of Ages 1, care probabil că e ieftin ca brag acum. Good point cu Terry Gilliam-esc, că ai tot felul de chestii dubioase, picioare care pică din cer și exact, dubioșenii și toate... de genul. Sunt bidimensionale toate. Da, da, sunt... old school Monty Python. Yep. Băieții la Team Ace chiar știu să facă chestia asta foarte bine. Și în general cu umorul, Xenoclash este... Xenoclash și Abyss Odyssey sunt singurele jocuri serioase de la ei, care se iau în serios, au teme mai cerebrale, nu știu cum să zic. Da, Dead Tower of Monsters e cheesy to the maximum și Rock of Ages la fel și sunt frumoase și distractive. Ok, that's it. Cred că e ok să zici mai multe release-uri. Mai multe release-uri? Ok, sure. Sau? Vrei să alternăm un release, o știre? Mai am unul că sunt micuțe și asta. Bine. Chiar merită așa o mențiune mică. Peter Mumuflex, care a fost detronat din locul de cel mai mare mincinos din gaming de către... De fiul lui ilegitim, Sean Murray. Da. Vreau să zic fiul, dar e clona mai exact? They took the lying gene și they ramped it up to a million? În barbă ține toată... Peter Molyneux avea naivitatea asta lui de game developer pe care o folosea în scopuri rele nevoite în declarații de presă. Jocul nostru va avea copaci, poți să faci pipi la ei și vor crește odată cu tine. Când văd pe Sean Murray, înainte de la așa, zâmbea tot timpul și părea foarte prietenos și acum zâmbetul ăla îmi inspiră complet altceva.
Exact, dar Sean Murray, nu-mi dau seama de ce ar fi spus că are multiplayer, deși am văzut în cum îi spune, în talks la Game Developer Conference că jocul a fost conceput fără multiplayer. Era clar minciună. Deci Sean Murray minte, Peter Molyneux e your nice uncle care zice că da, nu, va fi soare și bine și du-te în vamă, știi, nu sunt oameni. Cineva are niște issues nerezolvate. Au lansat un joc care a fost lansat pe mobile anul trecut, parcă? Ca anul trecut, da. The Trail. Da, The Trail, care nu e un walking simulator din câte am auzit. Nu este. Life Journey Simulator, nu știu. Ceva în genul, da. Pornești, practic ajungi în America sau, mă rog, generic colonial ages. Și trebuie să mergi pe potecă între outposturi. Trebuie să gestionezi health-ul, mâncarea, practic, și exhaustion-ul. Dacă mergi mai repede, obosești și consumi resurse. Trebuie să iei pe mobil, trebuie să dragui în inventar, aveai un pack și trebuie să dragui în el tot ce găseai pe jos, tot felul de labe de iepure și fur scraps și mere și bețe și ce găseai. Și îți craftuiai items, items cu care să tai copaci și items cu care să vânezi, praștii și topoare și din astea. Și haine care îți reduceau fatigue-ul și așa mai departe. Și și alți jucători pe lângă tine, te întâlnești cu ei, îi devansezi, îi... Wow! Mergi așa. Dacă rămâi fără fatigue pe drum, leșini și durează ceva până se regenerează, da. Și poate să te jefuiască cine trece pe lângă tine. Super! Și mai încolo ajungi într-un oraș și îți poți face o casă pe care o poți mobila, care și mobila îți dă niște bonusuri on the trail și poți să pleci mai departe în journey, dar poți reveni oricând la casă și jucătorii se pot organiza în orășele, fiecare are casă și are câte o profesie și faci obiecte cu care se construiesc upgrade-uri la case și poți să faci magazin și poți să faci trade și îți o grămadă de chestii. O drăguț, interesant, l-am jucat câteva săptămâni și după aia m-am lăsat de el. Deci încă un experiment social marca Peter Molyneux. Ceva în genul, dar îi chiar pare a fi flashed out. Îs curios, în schimb, pe mobilii gratis, pe Steam nu. Ce se întâmplă? E freemium? Free-to-play? Nu, cred că e just a sealed release. Cred că au închis toate mecanismele de free game de pe mobil și le-au au făcut un joc ca să-l vândă pe PC la un preț redus probabil. E 13,50€. Da. Nu, cred că o să fie full release. It's the game. Era cumva contraintuitiv cum mergea free-to-play un joc. Adică puteai să cumperi itemuri care nu se stricau, că pantalonii pe care aveai pe tine aveau durability și durability-ul scădea peste timp și na, era un challenge să ai tot timpul să-ți craftezi haine ca să le ai să-ți menții fatigue-ul la un nivel decent. E o diferență între un challenge și a chore. Da, știu, dar era parte din gameplay loop să faci asta. Deci faptul că ți-ai făcut pantalonii care nu se strică niciodată, e așa, ai eliminat o parte întreagă din joc, tot crafting-ul practic, nu știu. Mă imaginez că au mărit durabilitatea pantalonilor și au scos pantalonii cumpărabili, mă gândesc. Probabil, ai făcut chestii genul ăsta. S-a mai întâmplat cu jocuri de mobil care au avut pe PC, care aveau toate de bullshit scos. Din câte ți minte, The Trail a apărut așa, out of nowhere, și good for Molyneux că nu încercat să te convingă că poți să-ți construiești un imperiu și din pantaloni. Și a cerut scuze oficial pentru chestia aia și my throne acum, of pants. Yes, nu mai e. No, Peter Molyneux acum. Și nu neapărat în comparație cu Sean Murray, da? Peter Molyneux s-a mai potolit și a învățat că he can talk shit. Da. Și he shouldn't, că săracul. We all remember Fable, un joc foarte bun de altfel, care a fost de căcat pentru că nu s-a comparat cu promisiile. Exact. Oh, pity. Yes, give me the news, I must feed and be young again. Mai ții minte când am avut eu ideea mea genială cu cum să vindem mai departe jocuri? You shut your whore mouth, nu spune că auzit cineva. A auzit GOG, of all people. GOG a avut un event în care puteai să cumperi piñatas, care erau loot boxes de pe store, cu $3 sau 3 euro, cred. Și înăuntru era un joc. Cel mai ieftin joc era $6 și mergea până la $45. Puteai să primești Shadow Warrior, puteai să primești Pillars of Eternity, Shadow Warrior 2, Saints Row 4 și mai multe. Jocuri de la Telltale și așa mai departe.
Au fost câteva mici controverse că în anumite zone, în anumite zone ale lumii, din cauza că erau diferențe de preț, putea să spice un joc mai, care era mai ieftin decât costul lootbox-ului. Scuze, piniatei. Dar da, gambling. Gambling pe retail stores. Îți cumperi randomly cu $3 un joc, să vezi ce ți iese. You can't profit off of it, că nu poți să vinzi mai departe. Da, nu poți să profiți și cred că aveau sisteme in place să nu-ți dea ceva ce ai deja pe GOG. Problema e că deja aveam pe Steam majoritatea din chestiile pe care erau pe... Da, și eu de-aia nu m-am băgat, am zis că decât să am dublură, mai bine fuck it. Da. Deși am văzut că GOG îți bagă în librărie jocuri pe care le ai pe Steam și sunt compatibile cu GOG Galaxy. Mi se pare foarte fain. Adică am trezit cu multe jocuri pe GOG și eram de unde, n-am cumpărat niciodată asta pe GOG și după aia am văzut, azi de pe Steam, ok. Da, pentru că vrei, practic, da. Tu vrei ca lumea să stea pe platforma ta, să le placă. Eu de ce stau pe Steam? Îmi place chat-ul, îmi place librăria, management-ul, îmi place overlay, îmi plac cum de chestii la clientul de Steam, care este DRM, singurul DRM bun. Dacă tu oferi un serviciu comparabil și sau mai bun decât platforma, lumea o să vină să stea pe platforma ta mai degrabă. Da. Dar se pare că GOG are willing to do ce Valve nu vrea să facă. Curating. Compatibilitate, da, cu mai multe platforme. Și compatibilitate, da. Da. Nice, avem lootbox. Uite, vezi, satana există și eu aveam... Satana există și m-a auzit. Da. Sau poate că tu ești satana și ai inspirat. Ua! Vreau tot timpul să zic că să țip cum țipau The Cultist din Blood, dar nu mai știu ce zicea. Și înțelegeam eu prost. Make America Great Again. Probabil. Make America Great Again. Aaaa! Și după aia dai foc și după aia zbirau pe acolo. Aaaa! Ok, am eu un release, The Pillars of the Earth, care este un point and click adventure hand drawn. În ce an suntem? Cred că am mers în viitor. De ce suntem? Doamne, hand drawn în 2017. De ce nu are ambient occlusion? I want to occlude your ambient. Da, urmăresc de ceva timp, urmăresc pe Daedalic pe Twitter și tot tweet-ul despre jocul ăsta. Aparent e ceva really big deal în Germania, o serie de cărți, asta cu Pillars of the Earth. Hai să citesc ce au spus developerii despre asta. It's an adaptation of the best-selling historical book of the same name by Ken Follett. Sună englezesc. Okay. Da. The Pillars of the Earth is a one-of-a-kind 2D interactive novel. The story follows a memorable cast of characters in its 12th century tale of the construction of a mighty Gothic cathedral, which stunned readers and critics alike with its ambitious scope and gripping humanity. Sună a decent experience. Mă, îmi place, că poți să joace... îmi place tematica asta de time spanning, știi, ai pe mult timp, pe o perioadă mare de timp, se o poveste spusă pe parcursul mai multor decenii. E ceea ce a încercat să facă Dragon Age 2. Dragon Age 3 a reușit, mi se pare. Da, Dragon Age 3 nu se extinde pe decenii. Dragon Age 2 are, nu știu, 10 ani sau ceva de genul ăsta. Spanul poveștii. Da, fair enough. Dar, mă, yeah, fair enough. Oricum, am văzut screenshot-urile, arată super. Doamne, arată superb. Da. Arată, nu știu, ca un desen animat de Don Bluth, aș zice. Zim ce a făcut Don Bluth a făcut The Land Before Time, tot ce apărea bine, Secret of Nim, alea The Dark Disneys. Nu era, lucra la Disney, dar după aia și-a făcut studiul de animație și toate desenele animate la... mai bune și cu teme mai dark erau Don Bluth. Cred că All Dogs Go to Heaven, An American Tale. Oh, wow, ăla cu Felicei. Da. Exact. Da, The Land Before Time era DreamWorks. Cred că a mers să lucreze la DreamWorks, după aia nu-mi dau seama. Cred că cred că au avut ceva legături cu DreamWorks. Oricum DreamWorks sunt butthurt Disney employees. Exact. În mare parte. The Land Before Time, director Don Bluth. Acel Bluth. Apare mașina în What? The Bluth Car. The Bluth Brothers? Nu, din Arrested Development. Mașina cu banană, da. 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 George Michael Bluth. Și stilul ăla foarte
anatomic corect, dar foarte dark, din Pillars of the Earth, mi-amintește cumva de desenele lui. E frumos. 30 de euro a ieșit, puteți să-l luați. Cred că e episodic și doar primul episod a apărut momentan. Primul episod 30 de euro? Atunci nu merită. Sau poate primești acces la el pe măsură ce apare, dacă dai 30 de euro. Cum face mai nou și Telltale. Poți să cumpăr tot sezonul din start? Super. Da, da. Cumpăr, dai 20 de euro sau cât dai pe sezonul de Walking Dead sau whatever de la Telltale și pe măsură ce apare episoadele ai acces la ele. Foarte bine. How about we move on, cause I need to rejuvenate. Jesus fuck, deci caut Pillars of the Earth pe nu Google și îmi dă screenshot de la îmi dă screenshot de la ceva miniseries care au apărut în Canada în anii 2010. Dau Pillars of the Earth game și mi-apare un board game inspirat după Ken Follett's Pillars of the Earth. Deci this is a big deal, da. I take it. Dedelic face niște chestii pe proprietăți foarte cunoscute de care n-ai auzit niciodată, gen cum au Drakensang și The Dark Eye și Blackguards care sunt făcute pe sistemul, cum se numește, de Dungeons and Dragons, ăla nemțesc. Nu știu, faptul că e Dungeons and Dragons, ăla nemțesc, mă, că probabil că îi explică de ce n-am auzit de niciodată. E exact cum ți-ai imagina, cred că The Dark Eye e sistemul. Imaginează-ți cum ar face nemții un pen and paper RPG. Exact. Excel Simulator. Exact. Sunt o grămadă de chestii gestionat, dar Blackguards e foarte bun. E turn-based, hex-based combat. N-am jucat niciodată seria aia. E bun, e fain. Da, Pillars of the Earth arată bine, mă interesează de ceva timp și abia aștept să-l joc la un moment dat. Yeah. Gimme news. A apărut Silver, valuta pentru microtransacții din Destiny, a apărut scurt pe Steam, de cumpărat. Cineva a găsit-o în baza de date a lui Steam și dacă dai click pe link-urile de acolo, ducea la o pagină de store unde puteai să cumperi Silver cu un cent. A fost foarte ciudat, lumea l-a cumpărat să vadă ce se întâmplă, nu apărea în inventar, nu puteai face nimic. Am început să pun lumea întrebări, dacă asta înseamnă că o să apară Destiny pe PC, Destiny 1 pe PC și available pe Steam, dar Destiny 1 nu este pe PC și Destiny 2 apare pe Battle.net Launcher și după ceva timp a dispărut și toată lumea și-a primit banii înapoi, care a cumpărat Silver și Bungie a dat un statement prin care ziceau că a fost doar o eroare faptul că a apărut Silver pe Steam Store. Ce eroare? Nu știu. Cine ce-a încercat să facă? Decât dacă butonul de send to Steam Store e lângă butonul de send to, nu știu, PlayStation Network Store sau ceva de genul. Bar n-am. Ce... Să aibă două butoane comice acolo. Da, exact. Și... Ups, am pus-o pe Steam, I'm sorry. Pățăști. Da, nu știu. Au primit toți refunds, I guess that's da, all. Da, e ok, s-a rezolvat cu bine, dar tot nu știe nimeni ce s-a întâmplat exact. Apropo de chestii care mă fac să mă scalpin pe în vârful capului, simulatorul de noroi și roți mari sau bară tech demo, că let's face it, it was a tech demo, Spin Tires primește un update, bară sequel, Mud Runner, adică exact jocul care trebuia să fie la început, dar tot un tech demo, nu-mi dau seama care e distracția. Ideea este că deținătorii de Spin Tires pot achiziționa noul joc la 50% off. A huge upgrade over its predecessor, this edition comes complete with a brand new sandbox map joining the original game's 5 environments, a total graphical overhaul, a new challenge mode with 9 new dedicated maps, 13 new vehicles and other comprehensive improvements. Ok, I guess. Ai jucat Spin Tires vreodată? Tocmai vreau să zic, hai să ne prefacem că nu știu despre ce e vorba, pentru că nu știu despre ce e vorba. Și aha, zi-mi un pic despre Spin Tires și ce ai debitat în ultimele câteva secunde. Spin Tires era un tech demo cu o mașină în noroi și era disponibil gratis pe internet, în care puteai să circul prin noroiul ăla. Tech demo, de ce? Tech demo al cui? Cine făcea Spin Tires? Asta e singurul lucru pe care n-am... Deci era o companie de gaming, era ceva de chestii grafice, nu știu... Nu, de gaming. Era un tech demo, pur și simplu se deforma foarte bine noroiul sub cauciucurile tale. Aha. Asta era chestia. Și a apărut în perioada aia în care și BeamNG a apărut, alt tech demo de car deformation, foarte, foarte bine făcut. BeamNG fiind, dacă nu mă înșel, ia să zic și acum ăsta, OV Game Studios sunt băieții care au făcut Spin Tires, care din câte înțeleg sunt, I wanna say Russians, dar da, sunt Russians, Pavel Zagrebliev sau croați. Da,
Slavi. Slavi, yes, slavi. Vă punem în aceeași oală. Pavel cu V sau cu W? Pavel cu V. Atunci nu-s polonezi. Da, au făcut un tech demo, era disponibil, puteai să joci, mergeai cu un camion mare prin noroi și era challenging și era arătat destul de bine și tu mutai chestii din stânga în dreapta. Uh-huh. Și l-au tot extins, l-au lansat prin Greenlight, mi se pare, sau mă rog, ce sistem era atunci în picioare pe Steam când l-au lansat. Pe 13 iunie 2014 a fost lansat, a vândut 100.000 de copii și a cam dispărut și a cam rămas în starea aia aproape neterminată și acum văd că fac un update by the sequel. No, ok. Și faptul că îți dau reducere la el înseamnă că recunosc faptul că ok, this is actually the better game, just get this one. Da, deci ar putea să-l dea gratis, dar probabil că vă să facă și niște bani. Și BeamNG, că tot am pomenit de el, da, BeamNG e interesant pentru că e alt tech demo de Car Deformation, care e făcut de, I wanna say, niște ex-developeri la alt joc celebru de mașini care se distrug. Ah, nu știu, Flatout sau Project da, Cars? Da, cred sau... că era Flatout, nu, Flatout, Flatout okay. Ar trebui să fie, dar nu prea îmi dau seama. Nu bag până am făcut informația asta. Oricum, au făcut și ei un sistem de ăsta foarte mișto și la fel este, it's a tech demo și puteți să-l luați, mi se pare că costă bani acum, era gratis la început. Dacă nu v-ați mișcat repede, ce vreți să vă facem? Beam, BEAMNG, îl găsiți, nu știu, poate vreți să-l cumpărați, să-l încercați, e interesant. Tech demo e distractiv ca dracu, I can vouch for it. Și are și slow time și tot felul de chestii genul ăsta și poți să te uiți la mașină cum se distruge și it's nice. It's car porn, car destruction porn. Car porn. Yes, it's a thing. Nu o să dau Google la car porn că știu ce o să găsesc. No, Google nu știe să-ți dea acel car porn, îți dă probabil că niște mașini cu penis. Da, anime. Da, yes, there you go. So this is a spin tires but a mud runner. Gimme. Vreau să vorbim un pic despre celebrul venture capitalist și inventator care lucrează momentan în renewable energy și AI. Știi că e român, by the way? Nu te cred. Puțină lume știe asta, dar numele lui real este Nelu Muscă. Aha. E undeva din Frecăței. A lucrat și la tunelele care leagă... Normal. Păi, de fapt, de acolo s-a inspirat cu The Boring Company, de la tunelurile din Bucegi. Da, Alins siguranța care conectează la absolut. Exact. Elon Musk, care a fondat OpenAI, după ce ne-a amenințat că vin roboții să ne omoare pe toți, pentru că mi se pare că Elon Musk vede cumva ciudat AI-ul și a zis că vin roboții să ne omoare. Și a făcut o companie de AI ca să prevină cumva să nu vină roboții să ne omoare, nu înțeleg cum. Faci asta fondând o companie de... Exact, cineva trebuia să vină să zică self-fulfilling prophecy. Uitați-vă aici în dicționar, domnule, da. Musk. Uite, păi probabil vrea să aibă dreptate, așa că vrea să facă un AI care distruge lumea. V-am zis eu! A făcut OpenAI, care e complet deschis, e un startup și recent băieții de la OpenAI au făcut prin machine learning un bot de Dota... Pe care pe mine în prima fază nu m-a impresionat deloc, pentru că știrea inițială nu spunea că s-a făcut prin machine learning, doar că OpenAI au făcut niște boss de Dota și l-au bătut pe, zică tu, știi cum îl cheamă? Pe Dendy. Pe Dendy de la Navi. Navi, da. Singura echipă de care știu. Okay. A fost super big news că l-au bătut pe Dendy boții lui Elon Musk. Elon Musk a fost like primul AI care a bătut cei mai buni jucători din lume la e-sports și că jocurile astea sunt mult mai complexe decât șah sau Go. Cumva un jab la adresa lui Google, care au câștigat primul meci de Go împotriva unui campion anul trecut. Go era era practic smoke testul pentru AI. Era foarte greu să faci un AI care să joace Go la nivel chiar și proficient, nu neapărat bun, pentru că Go are foarte multe board states și foarte multe strategii și nu aveai un AI care să-ți poată bate consistent. Sunt de acord pe poziția că un Dota sau un StarCraft, da, sunt mai complexe decât șahul sau Go. Dar după aceea vedem că some conditions apply. Nu a fost 5v5, a fost 1v1, deci complexitatea este redusă din start. Și ulterior niște băieți au găsit un exploit și au reușit să-i bată pe boții lui Elon Musk de 50 de ori. Aparent dacă aruncau items pe jos și ăștia se duceau să le ia. Boții. Yeah, în schimb, na, nu vreau. Deci, cumva am început să mă enerveze. Îmi place foarte mult de Elon Musk. Am început să mă enerveze aura din jurul lui Elon Musk. De iutor face el ceva, like, oh my god, omul ăsta o să schimbe lumea. O făcut boss de Dota. Let's not just start sucking his dick. Deși el ca și persoană pare genul ăla de nebun cu pisici în casă. Îți convins că e nebun. Na.
joacă cu un deck de Hearthstone cu o carte minus. În schimb, rămâne de văzut ce o să însemne chestia asta pentru e-sports. Dacă poți să faci bots, poți să faci bots contra cărora să te antrenezi mult mai ușor. Bă, nu știu, boții de Dota 2 pe care îi pune Valve la dispoziție se descurcă onorabil 5v5. Se descurcă onorabil în early game, pentru că sunt foarte buni la last hit, sunt foarte buni la deny. Dar nu știu să facă push, să se coordoneze la push, nu știu să... Mă, nici botul lui Musk nu știe chestia asta, așa că... Da, ideea e că boții îs buni ca să te antrenezi la laning. La laning îs foarte buni, la pushing și la chestii din astea nu-s la fel de buni. Yeah. Între timp vom fi conduși de boți care sunt buni la laning. Mă, când învață să facă și shit talking și bad manners în chat, atunci o să fiu impresionat. O să cred că o să fii speriat în momentul ăla. Shit. Să fie acolo: if player kills you 2 times in a row, type in chat faggot. Parcă să zici ceva, Edgar. Asta să fie episodul fără faggot. Ah. E ok, na, that ship has sailed. Yay! Dăm știrea. Quake Champions intră în early access pe 22 august. Mă frec pe frunte. E mocales? Nu. Ok. Nu e moca, you buy the game, you play the game. Mm-hmm. Cred că e free to play, parcă avea sistema de free to play, dar îți dă și opțiunea de buying the game, da. E free to play și îți oferă să cumperi chestii sau... Nu, scuze. You buy the game. Da, sau you buy the game și ai totul? Da, mai totul. Ok. Cumperi campioane altfel și cred că niște cosmetice care sunt valabile și pentru jocul cumpărat și pentru jocul. E ca Overwatch. Deci chestia care te enervează la Overwatch, numai că aici nu zici nimic pentru că sunt prietenii tăi de la id. Nu, că nu asta mă supără la Overwatch. La Overwatch nu că mă supără, că mi se pare un joc foarte bun Overwatch. Ideea este că ai exact alternativa gratis. Aici nimeni nu dă o alternativă gratis la Quake Champions. E Quake Champions. So yeah, that's the whole thing. Yeah, there we go. Cât te urăsc. Și pentru că i-a fost atât de scurtă știrea asta, mai am una micuță. City Skylines primește DLC Concerts, care îl va face cu adevărat firea simulator acum. Poți să vină să-ți facă petiții să nu mai faci Untold din oraș. Nu știu dacă ăsta ar fie primul lucru pe care îl facă. Sigur pot să costumizez concertul, să-i zic Untold, o să-l pun lângă groapa de gunoi și o să mă uit la oameni cum plătesc bani să meargă acolo, pentru că oamenii sunt proști, și o să zic, așa e, deci, robu, da, știu cum te simți. Boc, mă. Boc? Boc în Cluj, da. Robu-ia meu, da. Sadly. Păi atunci cred că deja pot să fiu robul cu cei are City Skylines deocamdată. Da. Păi poți spune palmieri, dacă da, you're all good, you're all set. Și ca să fiu fiera, îmi trebuia concerte, vreau să fac, mă duc în Berceni, fac festival în Berceni de muzică ușoară. I'm mad with power, va fi 7 euro DLC-ul și you can get it. Și Șerban poate să piardă viața jucând în jocul ăsta. Uitați-vă pe stream, ca să știți să spuneți. L-ai pus pe YouTube? O să-l pun astăzi. Bine, după ce terminăm asta. Acum sâmbătă, da, adică sâmbătă. Am făcut un stream, pentru cine ascultă podcastul și nu a văzut stream. Am făcut un stream, a ieșit chiar ok. O să mai facem. Yep. Am pus pe YouTube, l-am pus, am mai tăiat din început, dar încă de partea cu mine fiind singur, ca să simți și voi care e diferența. Când și intru eu, nu trebuia să intru și mi-am rupt din timp, mi-am rupt din zi ca să-l ajut pe Edgar. Nu, Paul, să ne ajuți pe toți, pe fani, pe... Ai făcut-o pentru toată lumea și you turned the shit show into a less of a shit show. Lit show. Lit show, ok, fine. What year is this? This is, I don't know. Dar da, stream-ul o să fie astăzi, sâmbătă, live. Și o să îmi cer scuze pentru volum la Duke Nukem Forever. Trebuia să dau mai încet un pic, dar e ok. Acum știu care sunt parametrii, o să-mi dau și eu volumul la microfon mai tare. Și o să fie ok, o să ne auzim și o să ne uitați la jocuri și chestii. Și vorbe, jocuri și vorbe și chestii. Nu mi-a venit în cap cuvântul care e numele. Joc și treburi. Joc și alea. Da. Joc și din alea. Ok, asta a fost. Am o știre mai mare după, așa că zi-mi tu una. Bun, știi că săptămâna trecută am zis că vreau să punesc un segment nou, dar nu credeam că am zis numai la mișto, că fusese trecut o săptămână în care aveam știri despre subiectul respectiv și îmi fac subiect. Ok, segmentul meu continuă, se numește For Honor.
Oh my god. Ubisoft a organizat un campionat de For Honor cu premiu de $10,000 pentru câștigător. Da. Și câștigătorul a câștigat premiu folosind un exploit. Da. Care e parte din joc. It's a feature now. Abuzează de locking și unlocking și practic îi face anumite atacuri unparryable. Nu pot să fie blocate. Și în principiu o cizuit victoria, o bătut pe cineva folosindu-se de chestii care era un joc accesibil pentru toată lumea, deci nu era cheating, și Ubisoft e silent pe subiectul ăsta, n-au zis absolut nimica și... Nu, au spus că, parafrazez aici, you're getting the prize, but you'll have to change your tactics. You're getting the prize, but you're a fucking dick. Nu, da, au spus că vor patchui chestia aia și it's nice că o patchuiesc acum după turneu, nu puteau înainte. Da. For Honor, deci a câștigat fără onoare. Wow. Da, exact, For Honor, let's use exploits. For Dishonor. Yeah, that's nice. Nice Ubisoft, am eu încă o știre mai mare un pic. Planet of the Apes, The Last Frontier sau Last Frontier. Apare în toamnă, acum. Și este un joc făcut de studioul lui Gollum, cum îl cheamă? Andy Serkis. Așa. Are un studio de multimedia shit, inclusiv jocuri. Face jocuri sau face doar motion capture? Cred că face... Nu, el e dezvoltat de studioul respectiv, care probabil că are Andy Serkis e dezvoltat de studioul respectiv. Jocul e dezvoltat de studioul Andy Serkis, folosind și partea lui de motion capture, din câte am înțeles. Adică it is, developer este studioul lui. Jocul în sine ridică câteva sprâncene. Am văzut gameplay footage, da? IGN a avut un clip cu actual gameplay footage și nu am nicio îndoială că este, nu ar fi actual gameplay footage, pentru că it glitches like crazy și texturile arată foarte ciudat și plate și totul e așa de gamey, așa că da, probabil că it's actual game footage. Și jocul, în schimb, este efectiv un film interactiv. N-am văzut niciun pic de gameplay decât din când în când se oprește secvența cinematică ca tu să alegi două chestii, între două chestii. Faptul că e Andy Serkis implicat, cumva mă face să mă întreb dacă e legat studioul ăsta de King Kong, de jocul King Kong, the movie, the game, care a apărut după Peter Jackson's King Kong? Ăla e făcut de Ubisoft. Ah, ok. Știu sigur că e făcut de Ubisoft ăla. Nu. Mm-hmm. Nu, ăsta e făcut de studioul lui care, da, mă rog. E un film interactiv. Serios, it was an actual cinematic sequence in rendered in game. Numai că din când în când spuneai do the good thing or do the bad thing. Nimic altceva. Bun, deci e The Telltale Experience, dar cu Andy Serkis. Exact, se pare. Nu știm încă dacă va avea și niște gameplay în care te miști pe ecran. Adică măcar Telltale te mai miști din când în când. Da, ocazional. Sunele, cred că la Walking Dead Michonne numărasem și erau 2 sau 3 minute în care chiar te mișcai tu pe ecran și în rest erau doar cinematics și dialogue choices. Da. Dar deci în Walking Dead Zone 3 s-a întors la, și la Batman. Puteai efectiv să explorezi scena și să investighezi. Și, Oricum, nu știm dacă va fi episodic. Probabil că nu, zic acum, pentru că nu ar fi anunțat, mă gândesc. Ideea este că jocul va apărea și vom vedea. E cu maimuțe? Am zis că e cu maimuțe? E Planet of the Apes, cred că se subînțelegea că e cu maimuțe. Mă uitam la trailerul de gameplay și vedeam acolo niște oameni într-o fermă din America, foarte rural peisajul, și eram, oh nu, e Walking Dead cu maimuțe, wow. Ah da, chiar, că asta, cam asta e Planet of the Apes începuturile, nu? Da. Este Walking Dead cum înțeles. The Walking Ape. Apropo de chestii, Deep Silver va distribui Shenmue, mă scuzați, 3. Ok. Deep Silver ăștia cel mai distribuit, îi știu. Și am luat sus. Distribuitor de all sorts de toate. Jack of all trades, nu știu, singles, mai știi singles? Da, da. Bine că ăsta, cred că e cel mai reprezentativ joc pe care l-a distribuit, dar mă rog. Pentru mine e, m-a atins la vârsta potrivită, nu știu despre tine, da. Jocul te-a atins sau? Earth 2160, Anno 1701, Gothic 3, aha. Sacred 2, the still good one, Risen, toată seria Risen, Dead Island, toată așa, seria. Așa, Dead Island, acolo eram, înainte să fie Techland. Saints Row, toată seria. Așa, ai. A fost un Deep Silver Bundle la un moment dat.
Shin Mega Man Sensei. Care nu știu de ce, cum au distribuit-o pe console, presupun. Da, probabil. În Europa, probabil că în Europa, da. Și acum Shenmue 3. Yay! A, și Dreamfall Chapters. Ok. Probabil că și de acolo. Și Mighty No. 9. Mighty No. Well, nu, toată lumea e perfectă. Homefront Revolution. Oh, hai mai bine nu mai citim, gata. Nimeni e perfect, e ok. Yay. There we go. That's the whole thing. Do you have any more news? Da, una singură. O licuit timp și informații de pe forumul internet pentru dezvoltatori de pe Steam, cum că Steam ar vrea să nu mai dea la discreție keys developerilor, din cauza că se abuza de sistemul, de sistemul lor de keys pentru botting, pentru format trading cards, pentru tot felul de shady practices, pentru vândut la prețuri mai mari în zone unde nu e accesibil Steam sau tot felul de rahaturi. Da. Lumea s-a panicat un pic că Steam nu mai vrea să dea keys developerilor, că în principiu ca developer poți să ceri oricâte Steam keys vrei tu pentru jocul tău. Poți să faci ce vrei cu ele, poți să le dai la G2A, poți să le dai la Humble Bundle, poți să le dai la GOG, poți să le dai la pe gratis la fani sau poți să, na, la Kickstarter backers, dacă e cazul. Da. Și Steam între timp a ieșit cu un statement în care zicea că deși nu vor să vor în continuare să ofere serviciul ăsta, oricine poate să vină să ceară să genereze key-uri, să le vândă oriunde vor ei, nu mai vor să fie abuzat sistemul de către oameni care vor să folosească în shady ways. Și practic vor să se uite la chestii genul, dacă jocul tău vinde câteva mii de copii și tu ceri 500.000 de și are mostly negative reviews și deodată tu ceri 500.000 de keys, vor să-și rezerve dreptul discreționar să-ți refuze request-ul. Și cumva înțeleg și mi se pare fair și sper că nu-i, cum specula unii, un crackdown împotriva third party resellerilor, să nu mai ai jocuri de Steam pe Humble Bundle sau dracu știe unde sau... Da. În același timp, cumva nu se pupă deloc chestia asta cu abordarea lor hands-off al lui Steam, în care ei vor să se ocupe de cât mai puțin și să nu facă curating și aibă un sistem întreg automatizat. Ei să aibă platforma și se folosește singură de către user. Nu știu, between you and me ar putea să facă puțin mai mult curating. Ar putea. Da, eu înțeleg și pe ei, pentru că după aia apare problema când îi prea puțin curating, când e prea mult curating. Acum e clar prea puțin. Da. Fără niciun fel de problemă, da. Când ar fi destul și când ar fi prea mult, I don't know. Dacă they keep on going up cu curating, da, ajung la o formulă magică. Da, da. Eu sunt de acord cu ce fac ei, încearcă să facă sisteme, să implemente sisteme in place, să împiedice oamenii să abuzeze de platformă. Au reușit să facă crackdown-ul împotriva trading cardurilor, adică au sisteme care detectează dacă sunt boți care farmează trading cards și ori dispărut jocurile care apar doar pentru că au trading cards, ori au apărut jocurile care au achievements. Și deși nici eu, pentru că nu apare nicăieri numărul de achievements, adică apare undeva lângă numele tău, dar nu-i gamer score cum e pe Xbox, e lângă numele tău, dar probabil că o să fac un crackdown și pe achievements la un moment dat, să nu te lase să ai mai mult de X achievements per joc sau ceva de genul ăsta. I don't know. Ideea e că dacă continuă cu chestii din astea, să vadă ce anume, că e clar că lumea cumpără jocurile de genul ăsta cât timp există un serviciu pe care îl oferă jocurile. Dacă omul vrea achievement-uri și un joc care îi dă achievement-uri, o să-l cumpere. Da. Dacă achievement-urile nu mai pot fi farmate, atunci nu o să mai cumpere și o să dispară încet tot shovelware-ul de pe Steam. Oh, dear lord. Ia abia aștept următorul trend stâmpit pe Steam. Oh, da. Fidget spinner. Nu există deja. Știu că este Fidget Spinner Achievement Simulator 2017. Hei, da. Hai și vești bune de pe Steam. Prey primește demo. Oh, da. Nu Prey-ul bun, care nu mai e pe Steam. Prey-ul nou, care e bun și el. Mă bucur. Așa că you could give it a whirl, să vedeți cum e. Mă bucur că apare demo la joc la 4 luni după ce s-a lansat. Da, nu. Păi da, nu mai are nevoie de demo. Știi cum era situația înainte, pe CD-uri de reviste. I know, dar e nevoie de demo-uri, după părerea mea. E nevoie de demo, dar văd că îl folosesc ca și boost de sales după day one. Da, exact. Which fuck them. A avut marketing, n-au nevoie de word of mouth. Nah.
Uite, spre exemplu, Spin Tires a fost cunoscut ca fiind that free thing you can download, ceea ce era o formă de demo. Da. Na, whatever. Times are a-changing. To the worse. Da. We're just getting old. Fishing Planet, în schimb, a ajuns în știri săptămâna asta. El se va lansa pe PlayStation 4, deși e pe PC de un an. Și are un trailer absolut incredibil. Asta a atras toate site-urile de știri, majoritatea site-urilor de știri de jocuri. Da, este un fishing simulator cu un trailer cu muzică rock. Foarte, foarte atmosferică și epică. Pare și se să laudă. Facă biscuitul mult mai interesant decât e de fapt. Exact, și se laudă în trailer cu 12 scenic waterways, 70 plus fish species, thousands of tackle combinations și mult prea celebru și infamul complex fish AI system, dacă mai ții minte. Da, mai ții minte that whole shit show? Nu mai știi cu Call AI. Of Duty? Nu. Nu mai știi căcatul cu Call of Duty când intră în apă și spune că we have a complex fish AI system și iată pești cum fug de model, de oh, player, God, character. Okay. E, nu, aici chiar îi cred. Ăla nu e AI. I actually believe the guys aici când chiar spun că e un fish AI. A fost nevoie de boții lui Elon Musk ca să facă niște poligoane să fugă de player în momentul în care se... Nu, că pe spun că modul în care interacționează cu momeala și chestii genul ăsta. Nu, mă refer în Call și... of Duty. În Call of Duty, fuck it, nu, doar fuc de tine. Da, wow, that's complex as fuck. Au un path pe care îl urmează în mod normal și când vine complex, jucătorul, fuc de el. Complex era dacă te 360 no scope-uia un pește în momentul în care te atingeai de el. Ăla era complex, fish AI. Să vină să te muște degete, să vină pe arma ta și să o ciulească. Da. That would have been complex. Fuck off Activision. Da. Ăsta, în schimb, s-ar putea chiar să aibă complex fish AI și ce nu spune deloc trailerul este că apa arată absolut superb și au băgat toate efectele posibile pe apa aia, fluid physics. Arată în trailer cum iese peștele din apă și e acoperit de o peliculă de apă în timp ce iese și după aia se sparge pelicula de apă și el iese din apă și sunt stropi care sunt rendați în timp real, poligonali, arată superb. Mă, ți-am zis părerea mea despre asta înainte să înregistrăm. Dacă faci un fishing simulator, nu vrei să te zgârcești la apă. Ăla e singurul loc unde nu vrei să te zgârcești. E, și fish AI, presupun. Și fish AI, evident. You do have to have your fish put up a fight, altfel după aia te simți prost că pescuiești în fața calculatorului. sau nu în fața calculatorului. În principiu, dacă pescuiești, trebuie să te simți prost. Da, nu, cred că dacă pescuiești de foame acum, cred că te simți bine că vine somnul în undița ta și după aia stă. Dacă pescuiești de foame, ai făcut niște alegeri greșite cu viața ta. Pescuiești un helăstrău de foame. Oh, God. Cu o piatră. Uite, un prezervativ folosit. That's nutrients. Technically, yes. Oh, my God. That was it. Foarte bine. Se simte că e de vară săptămâna asta. Mă bucură. Cred că o să mă duc să mă joc niște American Truck Simulator. Am decis, gata. Bun. Săptămâna viitoare o să mă întreb ce m-am jucat și nu, să zic săptămâna American viitoare Trucks. Nu o să întreb nimica. Săptămâna viitoare o să faci tu ceva pentru că eu o să fiu plecat. Aoleu, da, super. Ok, nu să te bucur chiar așa de tare. De ce vreau și să mă bucur? Vreau să fac un video. Nu știu ce să fac. Poți să vă găsi prefaci că să-ți fie dor de mine. Pleacă, Paul, pot să stau gol acum prin casă. Yeah. Hey, stau gol pe podcast, așa. Implying I don't. Exact. Da, săptămâna viitoare nu o să fiu prezent. Săptămâna peste două săptămâni o să încercăm și sperăm să apărăm la timp. N-ar trebui să fie o problemă. O să înregistrăm ceva mai târziu, dar ar trebui să apărăm miercuri. Poate împărțim munca să apară miercuri totul. Mm-hmm. Că vii și tu din vacanță sau poate fac numai eu. Nu, că editezi numai eu, vei să... O să mă întorc într-o duminică și o să înregistrăm probabil luni, pentru că încă am liber și după aceea pot să editez repede și până miercuri să-l publicăm. Și în săptămâna aia vom face încă un stream în care tu da. Stai la butoane. Da, o să mergem mai tare pe streaming. Ne bucurăm că a ieșit bine, sperăm să ne rafinăm. Ne-am făcut un canal nou, Joc și Vorbe se numește? Da, Joc și Vorbe pe Twitch. Deci avem un canal nou pe Twitch. O să hosteze oricum, e setat să hosteze canalul lui Edgar personal și canalul meu personal. Deci dacă aveți follow la mine sau la Edgar, la mine nu are nimeni, deci să aibă, dar mă rog, o să vă apară stream-ul și... Na. Da, ideal ar fi să dați follow la canalul principal. La principal. Da, da, o să ajungeți acolo eventually.
Exact, și o să vă zicem și pe stream probabil și o să fie ok. Dar să-mi schimb și eu numele la canalul vechi, să-l pun ca Edgar Goldberg, cum trebuia să fie. Și că tu ai Paul Policarp și basically joc și vorbe, e canalul principal, canalul în care suntem amândoi. Yay! Wow! Wow! This is big boy stuff! Da. Am părt pe nas. Sunt plăcut surprins de cum a ieșit și, și a fost primit stream-ul. Da, a fost surprinzător. Shocking, too. It was something special. Yes! Atunci ne auzim pe... Vă auziți cu mine. Vă auziți cu Edgar săptămâna viitoare și ne auzim cu toții în septembrie. În septembrie? Ah, dacă mai e o săptămână în august, nu? Mm-hmm. Săptămâna și după aia așa și după aia vii spre luni. Yay, în septembrie o să fie cu the big shit. Da. Yes! Wow, și vine toamna și cad frunzele. Yep. Cad frunzele. Și trebuie să zic ceva de final înțelept. Nu contează cât de lung ai păr, important e cât și cum zâmbești. Am inventat-o eu acum. Pa, everybody, Edgar, a fost Edgar și vă urăm o săptămână și un sfârșit de vară plăcut. Paul, ciao. Bye.